Bună ziua, 14 iulie 2021, sunt aici pentru creșterea măcilor, aici e roiu cu matca selecționată și vă aduceți aminte că am făcut un test acum 5 zile, după ce mi-am luat larvele care îmi trebuiau pentru creșterea măcilor, am înlocuit cupulele cu bare de cupule pentru lăptișor în cutia Nicot și am lăsat matca tot acolo. Deci matca asta de multă vreme e acolo, asta este claustrată. Dacă să-mi fie ușor să nu o tot caut, am lăsat-o în continuare și ce vreau să încerc să cresc, să fac niște lăptișori de probă, vă dați seama, nu de producție, cu baretele astea de cupule. Uite, mătcuța, o vedeți verde pe acolo, nu știu cât de bine se vede. Și să vedem un pic ce avem în aceste barete, dacă e ceva. Și să știți că s-ar putea să nu fie ouat. Ba, uite, văd un ou. 2-3 pe margine, nu prea ouat. Voi lăsa un pic camera jos și să mă uit mai exact. Așa, matca am prins-o ca de obicei în bigudiul meu din buzunar. Observați pe acolo. Început să se micșoreze deja la cât a stat în cutia Nicot. M-am uitat, nu prea foarte bine. Acum ținem cont că n-a fost nici perioada de familiarizare la aceste barete. Uite, aici avem doar două ouă. Una și două. Ia să vedem. Da, poate totuși găsesc câteva cu mai multe. Aici apar a fi 4, 5, 6, 7, 7 ouă. Sunt ouă înclinate, vor ecloziona destul de repede. Ia să vedem, măcar câteva barete din astea să facem testul. Aici 1, 2, 3, 4, 5, 5. Așa. Una, două, trei, patru, cinci. Și dacă mai găsim una cu mai multe, ia să vedem. Aici e numai una. E ușor, asta e important. Au și un pic de umeraș aici ca să pot să le prins, 3, 4, asta ar fi destul de ok. Uite aici, 4, 5, 6, 7. No, bun, cam astea ar fi de curiozitate, mai să văd aici câte, dacă nu sunt mai multe. Uite aici, sunt mai multe. Ok, asta numai două nu are ouate, în rest are. Ia să vedem. Și asta la fel. Asta le are pe toate. Bun. Așa. Deci sus îi place să ouă mai mult. Acum, mă pregătesc să le montez pe un leaz de creștere. Bun. Montajul trebuie să se facă foarte ușor. Deci am ales 3 barete. Dacă am vreo 6-7 celule lipsă, fără ouă aici. Vedeți, intră așa și ar trebui să facă click în clipsuri, vedeți, are două aici ieșituri. Dar îți trebuie un leaț pe care să fie la dimensiunea corespunzătoare. Eu nu am unul, că mi-e prea larg. Și atunci o să le prind repede cu, sârmă pe un leaț de superior de ramă. Bun, chiar și improvizat, m-am descurcat destul de repede. Le-am legat așa cu sârma aici frumos și avem 33 de cupule, din care poate sunt vreo 25 cu ou. Și acum ce o să fac? Profit de faptul că aici am finisorul ăsta obișnuit să crească larve aici sus și introduc direct lângă bocile cu măcile pentru seria de măci.
Ideea ar fi că dacă vă apucați să faceți lăptișor de matcă în sistemul ăsta sau în orice sistem, vă obișnuiți așa un finisor de genul ăsta și pe urmă în compartimentul de sus, unde obișnuiți să primească boci, tot îi dați la crescut lăptișor. Când nu mai are puiet, îi dați puiet tânăr din nou ca să atrageți la doicile acolo și cam ăsta ar fi principiul. Doar teorie vă zic, acum fac prima dată. Hai să-mi fac un pic de loc și să introduc leațul ăsta. Ar fi fost bine să fie larve, dar eu nu am timp să vin și mâine în stupină să verific de larve, așa că introduc direct oul ăsta, da, merge. După cum ați văzut, destul de multe mi-au luat în lucru și în seria de creștere din ou direct. Așa, am făcut roc lângă boci, cum ar veni, lângă bigudiuri, se văd acolo jos bigudiurile și introducem leațul ăsta cu ouă în baretele cu cupule de la Nicot pentru a produce lăptișor. Era bine să fie larve, dar e doar un test, nu am vreme să mai vin și mâine. Și acum ar trebui dat un pic de hrană dacă avem ceva, să văd dacă găsești ceva, poate am ceva miere mai zaharisită, am o găleată cu miere pentru ele și să mai picuri pe aici niște miere. Și cam asta e tot. Vom vedea în două zile, vin în stupină să văd dacă avem lăptișor pentru recoltat. Nu-i sigur, vedem. Mulțumesc că mă urmăriți, a fost Mihai Rus, tuparu.ro. Acum vom introduce în sfârșit în familia ei matca selecționată și o vom lăsa în pace să se liniștească și ea și să își facă treaba după ce am ținut tot vremea în cutia Nicot. Sănătate multă! Numai bine!